La ProTV, Andreea Marinescu are treabă cu butonatul telefonului, în loc să fie atentă la ce prezintă, respectiv la știri. Vă aștept. Da, mergem mai departe. Da, mergem mai departe. Dragă Andreea, următorul mesaj va fi de la Cesnavicius. Hai, Andreea, te-am văzut, tu mai fost penalizată cu 10%. Data viitoare te dau afară. Vă aștept. Da, mergem mai departe. Trecem acum la Antena 1, unde avem o transmisie de la Timișoara, orașul care are inclusiv vaporașe în transportul public. Cârcotașii spun că practic mâine dimineață va fi din nou inaugurarea altor inaugurări care au mai avut loc în ultimii 2 ani de zile. Dragă colega, să știi că niciodată cârcotașii nu au spus așa ceva și nici nu interesează inaugurările astea. Cârcotașii spun că practic mâine dimineață va fi din nou inaugurarea altor inaugurări care au mai avut loc în ultimii 2 ani de zile. Rămânem la Antena 1 pentru a o asculta pe Bianca Drăgușanu, care face o inversiune de toată frumusețea. A, că nu vin eu să mă antepronunț acum și să dau și să zic și să mă arunc capul înainte, pentru că când te arzi cu iaurt, mai sufli și în ciorbă. Adică... Măi, Bianca, când te arzi cu ciorbă, sufli și în iaurt. Că ne e frică să ne gândim cu iaurtul cui te-ai fript-o așa de tare. A, că nu vin eu să mă antepronunț acum și să dau și să zic și să mă arunc capul înainte, pentru că când te arzi cu iaurt, mai sufli și în ciorbă. Adică... Când credeam că a făcut inversiunea intenționat, Bianca a mai tras una. Hai să ne înțelegem, nu sunt fraier așa să mă las păcălită. Deci eu, vulpea păcălită de urs. Nu există. Așa e, nu există. Este ursul păcălit de vulpe. Dar dacă vrei tu așa, se poartă zilele astea. E cum ce? Inversiunea, bre. Hai să ne înțelegem, nu sunt fraier așa să mă las păcălită. Deci eu, vulpea păcălită de urs. Nu există. Cu Evlavie vă anunțăm că România TV, înainte de referendum, a adus un pop în studio să ne vorbească despre cât de păcătoși sunt cei care nu se duc la consultarea populară. Și cum vorbea popa așa, apare o păcătoasă pe ecran. Poate peste câțiva ani de zile, 10 ani, 15 ani de zile, au copii. Dragă părințele, până și Arsenie Boca de pe pereți a fost impresionat de decolteul duduiței. Că știi cum e, ce frumos și lui Dumnezeu îi place. Poate peste câțiva ani de zile, 10 ani, 15 ani de zile, au copii. La B1 TV, ne scuzați din nou, geografia angajaților a fost studiată cu profa de mate. Este și cazul unui tânăr din Comuna Unirea, județul Alba Iulia. Comuna Unirea, județul Alba Iulia. Draga noastră comentatoare, județul este Alba. Alba Iulia este orașul reședință de județ. Este și cazul unui tânăr din Comuna Unirea, județul Alba Iulia. Dar să ne uităm și în ograda proprie. Cine oare decât Saizu are o bâlbă de zile mari? Valurile ating înălțimea unui etaj cu două blocuri, cu unui bloc cu două etaje, mă scuzați, adică 6 metri înălțime. Pentru 6 metri înălțime ai făcut inversiunea asta? Valurile ating înălțimea unui etaj cu două blocuri, cu unui bloc cu două etaje, mă scuzați, adică 6 metri înălțime. Și încheiem cu România TV, unde avem un reporter care transmite de la o nuntă. În acest caz, nunta a fost fără mireasă, pentru că nefericita s-a îmbătat și au dus-o la urgență. Ce a urmat e comedie mare. Tânăra soție nu a putut participa nici măcar la luatul valului sau la perinița. Nunta s-a desfășurat totuși chiar dacă mireasa absenta de la fața locului. Iar nuntașii s-au... Mergem mai departe. Dar ce serios e ăsta din studio, domnul Dan? Noi credeam că reporterul o știa pe mireasă că e cam carmolistă și se bucură pentru ginere. Nunta s-a desfășurat totuși chiar dacă mireasa absenta de la fața locului. Iar nuntașii s-au... Da, bun găsit la frumoasa emisiune. În primul rând, bravo. Bravo, bravo, stimați cetățeni, bravo. Ei, mintea lor, stupidă, ei sunt mulți. Așa, da, bravo. În realitate nu sunt mulți. În realitate sunt puțini tăi. Și la minte și la număr. Și ăsta este momentul nostru să-i zdrobim. Referendumul pentru familie nu va fi validat. Adică să vadă ea, băi nene, câți au fost nene la vot? 20,41. Aoleu. Și cât aveți? 3.731.704 alegători s-au prezentat la vot. Trebuie să le arătăm acestor pigmei cât sunt de mici. La cioc. Bravo. Extra, bravo. Foarte bine. La cioc.
Foarte, foarte tare. La cioc. Hei, poporul. Bravo. Extraordinar a făcut poporul. După foarte mult timp, românii au demonstrat că merită să fie în familia europeană și că referendumul pentru redefinirea familiei a fost o prostie atât de evidentă și populistă că doar niște habotnici au pus botul la ea. Sper că cei care pleacă din biserică acum sunt cei care deja sunt hotărâți să voteze și au plecat că ei știu ce trebuie să voteze. Că dacă cumva cineva crede că nu merge la referendum, deci nu-și mărturisește credința, și după aceea crede că e creștin ortodox, se înșală cu amarnic, iubiți credincioși, să știți. Dragă popă, cei care au plecat din biserică în timpul discursului tău sunt oameni normali cu frica lui Dumnezeu și care nu au venit la biserică pentru a-și arăta ura față de ceilalți. Pe de altă parte, reprezentanții mișcării de emancipare au îndemnat la calm, nu la ură. Și limbajul lor a prins mai bine publicului care a boicotat referendumul. Este una dintre cea mai retrogradă mișcare a ultimilor 30 de ani în România, în care se încearcă să se interzică ceea ce oricum nu se poate face și în care ura se injectează efectiv la nivelul societății. Drept urmare, România a înțeles că fără toleranță nu putem merge înainte, iar cei care au declanșat prostia asta, plus politicienii care au sprijinit-o, sunt vrednici de milă. Pentru că în astfel de situații, boicotul este forma de protecție a minorității. Adică voi, majoritatea, nu puteți face ce vreți fără a ține cont de noi. Felicitări românilor pentru că au învățat din istorie. Stați așa că trebuie să vă zic una bună. Am aflat că dacă va fi condamnat la închisoare Liviu Dragnea... Doamne! Și-ar dori să fie închis într-o închisoare pentru femei. Wow! Iar eu am aflat că lesbienele din pușcărie au de gând să-i ofere un pic de fisting. Un ce? Fisting. Cine nu știe ce înseamnă, căutați asta pe Google. Domnul Doamne, nu dă mâna cu dumneavoastră. Doar vă salutăm din mers cum s-a întâmplat la... Referendum! Așa cum spuneam, politicienii au furat referendumul că s-au gândit că e populist și nu strică la imagine. Fostul președinte Traian Băsescu nu a fost nici măcar salutat de unii membri ai Comisiei Electorale. Noroc! Pe listele din străinătate figurează alte peste 670.000 de persoane care au domiciliul sau reședința acolo. Cineva a refuzat să dea mâna cu dumneavoastră? Da, un domn care citea o carte, ceea ce arată... Că și comisia e politizată. Probabil era un PSD-ist înrăit. Nu v-a deranjat? Nu. Prostia nu poate să te deranjeze, doar o compătimești. Pe de altă parte, acești membri nu l-au salutat nici pe Liviu Dragnea. Și nu e vorba de proastă creștere, ci de faptul că atunci când semeni vânt, colegi furtună. Este nevoie de 30% prezența la vot pentru a fi validat acest referendum. Vă reamintesc că sunt aproximativ 19 milioane de persoane care sunt înscrise pe liste și care își pot exprima opțiunea la vot. Sunt foarte multe secții de votare și în diaspora. S-au refuzat două persoane să dea mâna cu noastră? V-au spus ceva din comitet? 7 ani de acasă. La Antena 1 avem o piloasă, că altfel nu ne putem explica cum a ajuns doamna Pepene să prezinte obositorul. Astfel, copacilor care au îmbrăcat culorile curcubeului, li s-a alăturat de acum și cuiburi, bineînțeles, tot colorate. Ne e frică să ne gândim la o știre în care ar fi vorba de cucurbitacee, adică niște pepene așa. Astfel, copacilor care au îmbrăcat culorile curcubeului, li s-a alăturat de acum și cuiburi, bineînțeles, tot colorate. La TVR România abonament, deși octombrie pentru știrile din sport s-a prezentat în studio Moș Crăciun. A sosit Daniel Eda Marcus. Moș Crăciun a sosit. Bună dimineața. N-a zis nimic la horoscop despre tine, dar uite, a fost o surpriză plăcută. Au vorbit despre leu, pardon, au spus: "Bună dimineața, dragilor, m-ați scos la tabla astăzi. Vă place, nu?" Da, ne place. Mă bucur. Da. Ne place. Vreți să știți ce s-a mai întâmplat prin Liga 1? Sincer, nu vrem să știm ce s-a întâmplat prin Liga 1, dar dacă insiști, spune-ne. Foarte interesante știrile despre Liga 1 întotdeauna. Deci ai văzut, da? Mereu surprinzător.
valoare. Ai văzut, cât, acolo cât artistică raie, da, în fiecare știre. Cât, acolo cât artistică raie, da, în fiecare știre. Artistică raie este în tot TVR-ul, mai ales în rândul cameramanilor care strică toate cadrele știriștilor. Aveți 100 de secunde ca să vă convingeți că merită să priviți și să vizitați România. Aveți 100 de secunde ca să vă convingeți că merită să priviți și să vizitați România. Dragă cameramanule, data viitoare să iei și o bere și un coleg ca să vă cinstiți ca oamenii. Fiți profesioniști, ce dracu, filmează cum trebuie sau nu mai filma deloc. Aveți 100 de secunde ca să vă convingeți că merită să priviți și să vizitați România. După ce a citit discursul din Parlamentul European, șefa de la guvern, doamna Dăncilă din Videle, faultează iar limba română. Este important să demarăm acest proiect, iar cei 58 de kilometri aferenți tronsoanelor 1 și 2 sunt convinsă că va duce la deconcesionarea, la mult așteptată a traficului în localitățile Balș și Slatina. Lăsând la o parte că e un mic dezacord acolo, deconcesionarea nu există. E un cuvânt în dăncileză. Sunt convinsă că va duce la deconcesionarea, la mult așteptată a traficului în localitățile Balș și Slatina. Profesorii Verica Dăncilă, Verica Vasilica Dăncilă, da, sunt foarte, foarte supărați. Se simt vinovați. Da, să știi că am auzit, mulți dintre ei sunt chiar în pragul depresiv. Lângă noi se află o profesoară de română, doamnei Dăncilă. Doamnă, bine ați zis, urățică sunteți, doamnă. Da, sunt foarte deșteaptă. Ne explicați și nouă cum a trecut clasa, doamna premier. Suntem foarte curioși. Păi eu, în toți cei 4 ani cât eu am fost profesoară, ea a tăcut tot timpul. Viorica tăcea, ziceam, Viorica, zici tu ceva, ea tăcea. Eu am fost convinsă că e surdomută. Sincer, eu tocmai de aia dădeam note numai la lucrările de control. Iar acolo copia. Da, siguranță, cu siguranță copia acolo. Iertați-mă întrebare, dar nu făcea greșeli de astea de ortografie? De... Făcea, făcea, dar dumneavoastră putea să fiți rău cu o surdomută. Nu, aveți dreptate. Știți care e faza? Încă o dată se dovedește că faptele astea bune se plătesc. Și se plătesc cum? Mai ales că doamna era predispusă la calamități și alte dezastre exact, mică. Exact. Să rămână, doamnă. Ce să fac? Avem un camion de cenușe afară, dacă da, puteți să... Mă duc să pun cenușa, că aici n-am cu mine. Da, haide, să rămână. Fac un catalog în cap, deocamdată. Prezentă în județul Neamț să inspecteze în teren cum au rezolvat autoritățile problemele create de intemperii, tanti Vasilica din Videle s-a întrecut pe ea în maltratarea limbii române. Ne-am spus că vrem să mergem pe prevenire și mai puțin pe înlăturarea calamităților sau înlăturarea dezastrelor produse de calamități. Ne-am trezit dintr-o dată cu țara cu mii de calamități, cu multe aluviuni și cu multe probleme create datorită intemperiilor vremii. Dragă Veorica, cea mai mare calamitate ești tu în funcția de premier. Din păcate, răul a fost făcut și nu-l vedem pe Dedi combătându-l eficient. Am fost aici atunci când calamitățile au provocat atâtea neajunsuri, atâtea dezastre. Și încheiem cu a 11.000 gafă executată cu seninătate de Viorica. Din ciclul de întâmplări Iarna nu-i ca vara, vă prezentăm ninsorile din lunile iunie-iulie. Să nu uităm, după decembrie, vremea nu știm cum va fi, în fiecare an a fost vremea foarte capricioasă, vin zăpezile și atunci putem să ne confruntăm din nou cu situațiile pe care le-am avut în iunie-iulie. Vom vorbi acum despre cea mai inutilă televiziune din spectrul media, fost Antena 2 devenit Antena Stars. Aici, cel care scrie tâmpenii pe ecran a avut o provă pe Veorica Dăncilă. De exemplu, copilul devine copulul. Muzica populară ajunge muzică populară, deși noi credem că e popularească, iar Cătălin Botezatu are și articol. Devine Cătălin Botezatul cu articolul hotărât enclitic Rămânem în lumea modei, unde Răzvan Ciobanu își vine hainele. Apropo de Răzvan Ciobanu, el se desparte cu greu de un trench de la Burberry. Ne scuzați. Dintre toate lucrurile pe care le-ai adus astăzi aici, de care te desparți cel mai greu? Când trebuie să fie un obiect vestimentar. De trenchul de la Burberry. Da, de asta mă despart cel mai greu, pentru că l-am găsit foarte greu, pentru că a fost dragoste la prima vedere și pentru că l-am purtat odată în fața oglinzii în casă și probabil că odată pe stradă. Oh, dar
cine doare această dezvăluire? Rămânem la antena Stars, care și-a trimis reporterii să filmeze nunta prințului Nicolae. Atenție, urmează un material important. Mădălina, au sosit și Miri. Chiar în acest moment au sosit Miri, vedeți aceste imagini în exclusivitate la antena Stars. Este un moment pe care toată lumea l-a așteptat. Acum Miri coboară din mașină, vedem... Nu sunt Miri, ce credeți? Alarmă falsă. Nu sunt Miri. Vai, ce păcălici îngrozitori! Apropo de nunți transmise de antena Stars, poate nu știați cu cine s-a măritat Valentina Pelinel la Budapesta. 100.000 de euro. La atât s-au ridicat costurile pentru fabuloasa nunta lui Cristian Băureanu și Valentina Pelinel. Nunta lui Cristian Băureanu și Valentina Pelinel. Alo! Ne scuzați că vă tragem de mânecă, dar Valentina Pelinel s-a măritat cu Cristi Borcea, că Băureanu e falit! Și puteați și voi să fiți mai inventivi! Valentina se mărită cu Cristi Borceanu! 100.000 de euro! La atât s-au ridicat costurile pentru fabuloasa nunta lui Cristian Băureanu și Valentina Pelinel. Nunta lui Cristian Băureanu și Valentina Pelinel. V-am spus că ne concentrăm asupra celei mai inutile televiziuni din peisajul media. Tot la antena Stars, Gabriela Cristea cântă. Dar în ce hal? Nu! Nu! Auzi, știi că era piesa aia care zicea: am fost un fraier când ai plecat, când nu știu cum. Hai să-ți aducem noi aminte, mamă. Era vorba de Sigma, ce a făcut un cover ce suna cam așa. Știu că sunt fraier, când spun că te iubesc. Sunt doar un fraier și știu că-mi s-o pățesc. Dar ce contează, sunt fraier că te iubesc. Tot Gabi Cristea își face un selfie, căcica e la modă. Mă scuzați, nu am făcut suficient de multă treabă. Acum am fac niște selfie-uri, stai sau mă văd mai bine cu partea din unghiul ăsta. Dragă Gabi, nu-ți mai face selfie-uri că s-ar putea să se vadă. E cum ce? Scrisul de pe frunte. Ia dai mă un cadru cu mine, mă, scrie proastă pe fruntea mea cumva. Ia uite, scrie aici undeva proastă, ce n-ai mă? Tot la antena Stars, cel mai împiedicat prezentator de televiziune, Mihai Morar, cade ca bolovanul în noul decor. Uite, mă, ce poartă au invitații! Îți place, nu? Să mă dau! Stai cu mișorul pe tine! Trebuia să începem cu o cădere, nu? După cădere, tot Morar recunoaște că le are cu bușiturile, cel puțin în emisiunea pe care o prezintă. Am început într-un mod epic, nu? Corect. Am căzut de pe scară, am mai căzut odată de pe scară. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit în casa nouă de la Raida Boni. Să vă aducem noi aminte cum a căzut de pe scară. Ca asistenta și acum îl înjură. Am mai luat încă un manelist... Florin Salam. ...necunoscut. Doamne, ferește! Așa căzătură! Așa căzătură a luat Beyoncé de România. La CSM s-au întâlnit într-un show de zile mari procurorul șef Augustin Lazăr și evaluatorul suprem, ministrul Tudorel Toader. Ăștia doi au fost capaci și patașoni. Domnule ministru, întotdeauna mi-am asumat ce am făcut. Dacă cineva va dovedi că eu am acționat cu rea credință, sunt gata să suport consecințe. Dar nu e cazul, vă spun, că noi ne-am făcut atribuții. Da. Deci stați ca să-i dau replică, că vorbește pentru presă. Noi ne-am îndeplinit atribuțiile, vă spun în domnie voastră. Știu. Pace, între două dobitoace, dobitoaca cea mai mare fiind chiar tu. Nea Lazăre, n-o să scap de... evaluările lui Tudorin. Uitați care e chestiunea, vă rog să observați că este un ghid al relației cu presa în care scrie în ce condiții să pune sau nu, să face sau nu comunicat de presă și în ce condiții este permis. Nu, lucrurile sunt foarte clare. Deja că nu mai sunt alte mențiuni. Nu! Cei doi seamănă cu alte personaje mult mai cunoscute. Vi aduceți aminte? Din Muppets! Have you ever seen anything put together worse than that? Yeah, my first wife. Oh!